Bergen Beer, unul dintre cei mai activi producători de bere de pe piața românească, a organizat astăzi Ziua Porților Deschise la fabrica de la Ploiești. De dimineața și până seara, autobuzele puse la dispoziție de Bergen Beer i-au adus pe ploieșteni aici, pentru ca aceștia să cunoască una dintre cele mai importante investiții din orașul lor. Vizitatorii au putut face un tur al fabricii și au fost foarte încântați să afle cum se face produsul lor favorit. O inițiativă foarte frumoasă din partea lor, având în vedere că sunt și zilele recoltei la Ploiești și cred că este foarte plăcut. V-a plăcut vizita în fabrică? Da, mai cunosc cât de cât așa cum arată o fabrică și a fost foarte plăcută. Făcăm primul linie la automatizat, că e prima fabrică de vedere care o văd și mi-am curios să... Totuși mi-a plăcut foarte mult instalația și toate astea care i-am curios. Da, berea? Berea o așa mai de mult. Și? Cum e? Păi e bună. Că doar prezent știu de ce. Este un succes inițiativa pe care am avut-o. Vin aproximativ 100 de ploieșteni pe oră să viziteze fabrica. Am avut plăcerea să fiu împreună cu un grup de 100 puțin mai devreme. De toate vârstele, din toate categoriile sociale. Este evident că e o idee bună și necesară aceea de a deschide porțile unei dintre cele mai importante fabrici din Ploiești și le mulțumesc ploieștenilor că își arată dragostea pentru brandurile noastre și sunt alături de noi. Fabrica Bergen Beer din Ploiești produce brandurile Bergen Beer, Stella Artois, Beck's, Noroc și Löwenbräu. Toate aceste mărci au fost premiate de-a lungul timpului la diverse concursuri de gen, dar cel mai important, consumatorii de pretutindeni pun eticheta excepțional după fiecare halbă. Tocmai de aceea, Bergen Beer ocupă un loc fruntaș în industria berii din România.